Pastila de fizică. Energia mecanică. Energia cinetică, energia potențială gravitațională, energia potențială elastică sunt forme ale energiei mecanice. Un corp care are energie mecanică poate efectua lucru mecanic. Un sportiv care aleargă, un copil care patinează, o motocicletă care pornește spre destinație, un avion în zbor, sunt corpuri în mișcare, deci care au energie cinetică. Energia cinetică este egală cu masa ori viteza corpului la pătrat supra 2. Un copil aflat sus pe tobogan, un măr aflat în copac, o mașină aflată pe vârful unui deal sunt exemple de corpuri care au energie potențială gravitațională. Energia potențială gravitațională la nivelul solului se consideră egală cu zero. Energia potențială gravitațională este egală cu mg/h. Kangoo Jumps, un arc care lansează o săgeată, un resort comprimat dintr-o jucărie, stochează în interior o energie numită energie potențială elastică. Energia potențială elastică este egală cu caorii delta L la pătrat pe 2. Unitatea de măsură a tuturor formelor de energie este joule. Dacă un corp are atât energie cinetică cât și energie potențială, atunci calculăm energia mecanică prin însumarea acestora. Pentru a construi un elicopter acționat elastic ai nevoie de un pahar de plastic cu capac, un elastic, un pai, o agrafă de birou, o foarfecă. Decupează două orificii simetrice pe fundul și pe capacul paharului. Trece prin orificii elasticul și fixează-l la baza paharului cu agrafa de birou, iar pe capac cu paiul așezat orizontal. Apoi rotește într-un singur sens paiul până când elasticul este complet răsucit. Dă drumul paiului și observă ce se întâmplă. Corpurile aflate în mișcare au energie cinetică egală cu masa ori viteza la pătrat pe 2. Corpurile aflate la o anumită înălțime față de sol au energie potențială gravitațională, egală cu mgh. În interiorul corpurilor deformate elastic se înmagazinează o energie potențială elastică, egală cu kappa ori delta L la pătrat pe 2. Dacă un corp are atât energie cinetică cât și energie potențială, acestea se însumează pentru a calcula energia mecanică a corpului. Toate formele de energie se exprimă în joule.